Obiectiv, studiul formării imaginii în lentile convergente și determinarea distanței focale a lentilei. Materiale necesare: lumânare cu suport, lentilă cu convergența plus 10 dioptrii, ecran alb, un liniar. Pentru început, deplasăm încet lentila până obținem o imagine clară a obiectului. Obiectul în acest caz este flacăra lumânării. Observați flacăra lumânării care este perfect vizibilă. Imaginea dată de lentilă este o imagine reală, întrucât poate fi captată pe un paravan. Este răsturnată și mărită. În această situație, măsurăm distanța de la obiect la lentilă, respectiv de la lentilă la imagine, adică de la lentilă la paravan. Măsurăm această valoare fiind distanța obiect-lentilă notată cu minus x1 și notăm această valoare. Măsurăm distanța lentilă-imagine și o notăm cu plus x2. Acum deplasăm lentila, apropiind-o de paravan, până obținem o nouă imagine clară a obiectului. Observați imaginea clară, micșorată și răsturnată, și de asemenea imagine reală a flacării lumânării. Și în această situație măsurăm distanța minus x1, distanța obiect lentilă, respectiv măsurăm distanța lentilă imagine, notată cu plus x2. Din relația lentilelor putem să calculăm distanța focală a lentilei. 1 pe f egal cu 1 pe x2 minus 1 pe x1. Ca observație interesantă, vom vedea că cele două cazuri sunt oarecum simetrice. Minus x1 pentru primul caz este egal cu plus x2 pentru cel de-al doilea caz, respectiv plus x2 pentru cel primul caz este minus x1 în acest caz.